Să rămână. Bun, haideți să explicăm de unde a pornit demersul dumneavoastră, care poate părea în extremă cumva pentru unii dintre cei care ne privesc. Doamne, s-au întâmplat câteva lucruri în ultimile două luni. Cel mai grav este că s-a prăbușit economic România, s-a dat o lovitură puternică capitalului românesc și mai ales s-au suprimat drepturi și libertăți fundamentale ale omului. Dreptul la muncă, dreptul la libera circulație, dreptul la învățătură, dreptul la sănătate, dreptul la cultură, dreptul la sport și așa mai departe. Toate, absolut toate, pentru că există un virus care poate să facă multe victime. Ni s-a injectat frică. Cu toții am preluat această frică de acest virus. Și la momentul declanșării acestor operațiuni au existat două teorii. Teoria imunizării de grup, promovată de mai multe țări, printre care Suedia, Olanda, Islanda și alte țări, și teoria izolării totale, cu consecințele respective, pentru alte țări. S-a dovedit că numărul morților raportat la numărul de locuitori nu este mai mare în țările care au utilizat metoda imunizării de grup. Ceea ce ne face să ajungem la concluzia că noi am prăbușit economia, am falimentat-o degeaba, fără nicio motivație solidă. Și din acest punct de vedere, cred că cei care au făcut acest lucru mai devreme sau mai târziu trebuie să plătească. Pentru că una este să ai grijă de populație în mod real și alta e să faci experimente din motive care pot fi interpretate ca fiind electorale. Bun, domnul Catara, mai să le luăm pe rând. Ați mers acolo în Ialomița, v-ați îmbrățișat cu oamenii respectivi, ați făcut ulterior un test sau ați intrat direct în autoizolare? N-am făcut niciun test, am intrat direct în autoizolare. Dorind să spuneți, practic, că după ce v-ați îmbrățișat, pupat cu doamna respectivă, cu oamenii respectivi, nu ați luat, de fapt, boala. Asta vreți să arătați, că ea nu există, ca să înțelegem. Nu, vreau să demonstrez cu totul altceva, și anume că boala intră în mine și iese cum a intrat, pentru că sunt un bărbat sănătos și acest coronavirus, care există și va exista mulți ani de aici încolo, ca principiu, intră sau infectează toată populația, iar în proporție de 99%, cei infectați nu pățesc nimic. Singurii care sunt afectați sau pot fi afectați sunt cei care au afecțiuni adiacente și ceea ce spun eu este că numai acele persoane trebuiau protejate. Restul trebuiau informate și lăsate să-și desfășoare activitatea și, în primul rând, să muncească. Bun. Stă în picioare cu amendamentul, domnule Cataramă, că cei tineri sunt cei care transmit virusul mai departe către categoriile, să spunem așa, vulnerabile, adică cele care au patologii suplimentare. Și atunci, dacă unul care este asimptomatic sau care face o formă ușoară se infectează pentru că nu respectă anumite reglementări, poate că semnează condamnarea la moarte a celor care, așa cum s-a întâmplat la Suceava, spre exemplu, pe o decizie de ordin de ministru, astfel încât un spital întreg a fost infectat, a devenit focar și acolo au murit oameni care poate mai aveau zile. Asta cum îi explicăm? Vă explic imediat. Vedeți, dumneavoastră, cu teorii care încep cu poate, așa cum ați început și dumneavoastră. Păi și teoria dumneavoastră începe cu poate, domnule Cataramă, că n-ați demonstrat până acum. Da, sigur, sunteți un caz într-un mapamond, da, într-o lume întreagă. Am suprimat drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, atât românilor, și am distrus economic România. Dar eu vă pun altfel întrebarea. Să știți că mor anual în România în accidente de autovehicule, de autoturisme, câteva zeci de mii de persoane. De ce nu interzicem toată circulația, să nu mai circule în România nicio mașină, ca să nu mai avem aceste mii, zeci de mii de decese? E o exagerare, pentru că vrem să protejăm oameni, pentru că, spre exemplu, pentru că eu cred că mama mea, care e diabetică, pe care n-am văzut-o fizic de mai multe luni, fizic însemnând să merg, să pot să stau cu ea și să stăm de vorbă, merită să fie protejată ca să nu moară înainte de vreme, dacă pot să-i câștig mai mulți ani sau mai multe zile. E o alegere, până la urmă, să știți că eu nu judec decizia noastră, e fix o alegere personală.
Da, dar de ce nu o protejați să nu meargă deloc cu mașina, ca să nu cumva să intre cineva cu 200 la oră în mașina în care merge sub Pentru că mașina a asta? face o supoziție despre drobul de sare care s-ar putea întâmpla nu este egal cu a descrie o realitate imediată cu un dușman invizibil care poate ajunge la tine pe mâini sau la tine în mucoase ca o gripă banală, ca orice gripă banală, dar care te poate duce, pentru că ai particularități medicale, te poate duce la moarte mult mai rapid. Nu mi se pare că putem pune prin comparație. Dar să ne întoarcem acolo la momentul la care ați fost la Ialomița. Da? Ați auzit de holeră? Am auzit, slavă cerului. Da, este tot un virus. Pentru holeră, pentru care au murit 100 de milioane de oameni, există vaccin. Corect? Bănuiesc, nu știu, nu m-am interesat. Există. Da. Și cu toate astea, anul trecut au murit 30.000 de oameni de holeră. Cu tot cu vaccin. Adică, ceea Bun, ce vreau e clar să că e o selecție naturală, domnule Cataram. Asta vreți să spuneți, nu? Că trebuie să fie și o selecție naturală. Eu nu neg existența COVID-19. Nu spun că nu sunt pericole. Spun că aceste pericole nu sunt de natură să limiteze drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor, pentru că asta este un experiment, mâine o să apară altceva și o să fim cu drepturile noastre suspendate și limitate. Domnul Cataramă, noastră, credeți că a fost o chestiune, o strategie gândită sau că a fost de fapt felul în care n-au știut să reacționeze atât la nivel european autoritățile, cât și la nivel național? Adică credeți că a fost o chestiune gândită dinainte, de pe vremea când Wuhan a apărut în primă fază? Sau, adică e o chestie concertată sau e o chestiune că așa au știut, așa a venit vorba de la europeni, toată lumea a făcut ce știa mai bine în afară de țările nordice? Doamnă, nu numai țările nordice. Eu vă dau exemplu de Brazilia, vă dau exemplu de Belarus, vă dau exemplu de Kyrgyzstan, sunt și mai multe țări care au... Bine că nu mi l-ați dat exemplu pe Boris Johnson, pentru că mi s-a părut că și acolo a fost o piruetă. Întâi acum să ne imunizăm cu toții, după care când a ajuns în spital la terapie intensivă, ciocul mic. Dați-mi voie să vă răspund la întrebare. De 75 de ani, omenirea n-a mai avut un război.